Suntem deja live? Suntem live. Bună seara, prieteni! Mă bucur enorm că ați ales să ne urmăriți astăzi. Noi, după o mică pauză, vedeți că am încercat să schimbăm cumva lucrurile. Vedeți că eu mi-am schimbat coafura, am adăugat ceva lumină, astăzi avem regizor, Oleg Butnaru, care o să ne ajute să filmăm cu mai multă profesionalism, cel puțin încercăm cumva să avansăm. Cum o mai duceți cu această primăvară? Cum sunteți în ziua de luni, după atâtea zile de odihnă, după atâtea sărbători pe care le-am trecut noi împreună? Mie mi se pare că a fost frumos, deși noi la salon am avut doar o singură zi, 8 martie, în celelalte am lucrat în regim normal și mi se pare că a fost frumos să vedem bărbați care vin după cadouri pentru femeile lor, care își caută ceva original, care încearcă să găsească ilustrate, de exemplu, să le poată scrie mesaje de mână. Mi s-a părut frumos. Și apropo, toată această dispută legată de 8 martie, este sau nu este 8 martie sărbătoarea gingășiei, sărbătoarea feminității, bineînțeles că noi nu putem să uităm de unde a pornit acest 8 martie, bineînțeles că această mișcare pentru femei care a fost inițiată în New York în 1908 pentru drepturile femeilor, pentru drepturile de a vota, pentru dreptul de a fi egale cu bărbații. Acest lucru rămâne în istorie, dar oricum mie mi se pare că astăzi deja noi suntem cu temele făcute în acest sens și oricum mie mi se pare că pentru noi totuși sărbătoarea de 8 martie este sărbătoarea feminității. Apropo, eu am publicat pe 8 martie un mic interviu care trebuia să fie de fapt publicat pentru trebuia să se facă parte din videoclipul Nataliei Barbu, era vorba de niște trăiri ale femeilor, dar din mai multe motive nu a ajuns în acest videoclip. Pentru mine a fost important să scot la iveală aceste gânduri pentru că se referă la ceea ce consider eu că este de fapt, înseamnă de fapt o femeie cu toate trăirile, cu toate fricile ei, cu toate gândurile ei legate de frumusețe și așa cum vă ziceam, eu chiar cred că sărbătoarea de 8 martie este o sărbătoare a feminității și a lucrurilor legate direct sau indirect de ce înseamnă o femeie cu adevărat. Apropo, nu știu ce ziceți voi de ziua de luni pentru live-urile noastre, vreau să-mi ziceți în comentarii dacă sunteți sau nu de acord, pentru că ziua de luni de obicei este o zi foarte grea, destul de plină de activități și eu m-am gândit că ar putea să fie o oportunitate să ne întâlnim luni seara. Apropo, ideea a venit de la o prietenă care ne-a promis că luni seara o să ne privească, sper că ne privește. Ce vroiam să vă zic? A trecut mărțișorul, am văzut o explozie întreagă de artiști, sălile pline, s-au făcut transmisiuni în direct la Moldova 1. Ceea ce mie mi s-a părut, mi-a părut foarte rău este faptul că în continuare Moldova 1 transmite cu foarte, nu știu, destul de neprofesionist pentru zilele noastre. Este totuși o televiziune publică. M-am amărât foarte tare, mai ales când am încercat să urmăresc spectacolul ansamblului Joc, un spectacol nemaipomenit din pozele pe care le-am văzut postate live printre prietenii mei. Din păcate, Moldova 1 nu a reușit să transmită acea feerie din cadrul spectacolului. Am avut impresia că a fost filmat de fapt într-un vagon, nu în Palatul Național și asta este cu adevărat regretabil pentru că aceste concerte trebuie cumva să transmită toată bucuria și a artiștilor și a celor prezenți din sală și nu știu, eu cred că aici trebuie să mai lucreze cei care au cumva ceva de schimbat în acest sens. Ce mai vreau să vă zic, de când a fost ultimul nostru live, am spus că noi plecăm în Bologna la o expoziție, este expoziția noastră anuală de producători de rame.
Și anul acesta, cred că este al 10-lea an de când mergem la această expoziție. Este o expoziție care ne aduce nou foarte multă comunicare cu oamenii din același domeniu cu noi. Bineînțeles, cu producătorii noștri, cu cei, cu furnizorii noștri, cu cei de la care importăm ramele ca să le aducem aici în Chișinău. De data aceasta, noi am văzut așa o tendință care este practic specifică pentru toate domeniile. Expozițiile devin tot mai modeste și tot mai puțini participanți. Asta pentru că oamenii deja încep să se informeze altfel, nu mai fac efortul de a merge la o expoziție internațională, deși această expoziție este de fapt una dintre cele mai mari. Unul dintre cele mai mari evenimente dedicate celor care se ocupă de domeniul ramelor, cu producători de rame, de utilaje, cu cei mai mari producători din Italia, din Spania, din chiar și din Asia. Ce s-a întâmplat anul acesta? Tendințele sunt destul de triste pentru italieni și spanioli, pentru că au o concurență absolut neloială din partea chinezilor și a altor producători din Asia, care efectiv le copie modelele și le fac în calitate mult mai proastă, dar mult mai ieftine, și atunci, bineînțeles, că producătorii au de pierdut. Pentru noi este important să mergem în continuare cu ideea de calitate, și chiar dacă noi nu putem să renunțăm și la plastic, pentru că plasticul este un material mai ieftin, și bineînțeles că oamenii noștri nu prea pot să-și permită în totalitate doar lemn. Noi vom continua să alegem modelele cele mai interesante și cele mai calitative, și cred eu că o să avem în continuare de fiecare dată cel mai frumos asortiment și cele mai bune rame în Chișinău. Ce mai vroiam să vă zic, din comunicarea cu prietenii noștri pe care îi întâlnim în fiecare an, am auzit despre așa o noțiune care se numește hygge. O noțiune foarte în vogă acum, este de fapt o stare de spirit pe care o promovează danezii. Din Danemarca vine acest cuvânt și ar însemna de fapt o stare de confort pe care și-o creează oamenii în sânul familiei, alături de prieteni. E o stare pe care noi o căutăm în lumea asta în care suntem foarte agitați și umblăm de colo-colo să reușim cât mai multe lucruri. Și atât, în această stare de hygge ar trebui să ajungem cel puțin o dată în săptămână, atunci când ne degajăm, când mergem undeva la aer curat sau când, nu știu, ne întâlnim pur și simplu cu prietenii și gătim ceva gustos. Printre altele, gătitul gustos acasă face parte, unul dintre punctele cele mai importante ale acestui hygge, pe care eu vi-l urez să o simțiți cât mai des. Cât mai des. Am emoții pentru că, așa cum vă promiteam, noi avem astăzi o invitată, și invitata noastră, probabil că deja ați zărit lucrările în spate, invitata noastră este Nicoleta Vacaro. Nicoleta, bună seara, Bună te seara! salut, îmi pare bine să te văd. Bine v-am Tu găsit! ești din nou mămică. Nicoleta are 30 de ani și este mămică a doi copilași, un băiat și o fată. Mie îmi place să te văd foarte activă, chiar dacă ești mămică. Acum, recent, am înțeles că ai revenit în atelierul tău după ceva timp. Păi n-am făcut întrerupere, că și lucram acasă, atât timp cât Ilinga dormea, îi pictam. Am înțeles. Deci tu practic nu ai făcut mare pauză din Practic n-am activitatea ta făcut. de pictoriță. Știi ce mi se pare mie cel mai important? Faptul că tu ai devenit cunoscută atunci când ai plecat peste hotare cu lucrările tale, atunci când ai făcut pentru o vinărie etichetele la niște sticle de vin care trebuiau să meargă în Franța, da? Poți să ne spui mai multe despre ce brand de vin, despre ce companie era vorba? Chestia e că nu companie însăși, Am dar un înțeles. exportator care lua vinuri de la diferite companii, Am înțeles. și făcea sticlele personalizate cu Trebuia să le facă etichetele cumva. mele. Trebuia să le personalizeze, să arate cumva mai Mai interesant, atractiv, mai da, de pe atractiv. bolet. Și a fost o colaborare de genul promovarea vinului și a picturilor. Ceva de genul. Și a fost un început foarte fericit pentru tine, pentru că de atunci ai început, de fapt, să fii tot mai solicitată
Da? Sau oricum ai mers mai întâi peste hotare, după care te-ai făcut cunoscut aici. Da. Tu ești, de fapt, printre puținii pictori tineri care, care trăiesc din artă. Da? Așa este? Probabil, nu știu. Dacă sincer, am puțin cunoscuți în domeniu, fiindcă eu am făcut arhitectură și pot să spun că mai mulți cunoscuți arhitecți am decât pictori. Am înțeles. Că... Dar tu, pentru tine, ești atotsuficientă cu ceea ce faci tu. Da. Ești destul de solicitată. De câte ori te întreb, tu nu ai lucrări disponibile. Asta înseamnă că lucrările tale se vând și se solicită. Tu lucrezi destul de mult la comandă. Sau cum se întâmplă? Faza e că de când am început să lucrez cu galeriile, practic 80% lucrez pentru galerie și 20% mă străduiesc să fac ceea ce îmi place. Vorbești de galeriile din străinătate. Din străinătate, să înțeleg că e vorba de Franța, din câte știu eu, da? Am lucrări în Franța, am în Italia și recent am avut la o galerie din Veneția expoziții, cum două lucrări au participat. De așa, în general, mă străduiesc timpul liber să fac ceea ce îmi place, însă ceea ce îmi place tot se duce repede din atelier și acum am rămas iarăși cu atelierul gol. Să facem un calcul așa aproximativ cam cât din lucrările tale au rămas în Moldova și câte au plecat în străinătate. Cam 40% au rămas aici și restul au plecat. Sau poate mai mult, nu știu. Am înțeles. Deci, până la urmă, nu chiar toate pleacă în afară. Sunt lucrări care rămân și în Moldova. Da. Și cine sunt cumpărătorii tăi? Sunt oameni pe care nu-i cunosc, însă după aceea rămân prieteni cu clienții mei. Am spus că eu am cei mai buni clienți de pe lume. Tu faci mai mult la comandă pentru anumite interioare sau tu îți faci lucrările după care imediat ești căutată de cumpărători? Câteodată și așa și așa. Depinde. Deseori se întâmplă că persoana vine cu interiorul, adică poze din interiorul care îl are, și eu îi dau unele propuneri sau poate el să aibă ceva doleanțe referitor la pictură și se discută. Tu faci în general portrete feminine, asta e ceea ce te reprezintă și cu care ești tu foarte ușor de recunoscut. Din ultimele tale lucrări am remarcat eu cumva că femeile tale sunt mai puțin sau sunt emoționate cumva mai călduț. Asta e legat cumva de maternitate? Nu, aici e legătura cu galerie. Fiindcă eu le-am propus să fac totuși portretele acestea mai emotive cumva. Însă ei au spus că asta nu se vinde. Ei au nevoie de un tipaj de femeie ca de pe copertă la o revistă. Cumva mai calmă, fără prea mari emoții. Da, da. De asta ai avut sondajul cela cum vă place mai tare, cu emoții sau fără emoții. Deci, până la urmă, oamenilor totuși le place, cel puțin celor care au participat în sondaj, le place mai mult. Da, 80% le place cu emoții, însă, într-adevăr, se vând lucrările fără emoții. Deci, aia mie un pic, nu mi-e clară situația dată, nu știu. Noi cu tine am început o colaborare atunci când am făcut expoziția în grup cu domnul Vasile Botnaru, cu Mihu. Da. Wine Coffee Time a fost expoziția noastră. Tu atunci ne-ai prezentat lucrări în cafea. Ce s-a întâmplat cu acele lucrări? Unde sunt ele? Câteva sunt în atelier, câteva au plecat în Milano. Ce mai faci acum? Lucrări în cafea? Sau ce a fost o experiență pe care ai avut-o? Nu, eu pictam atunci, pictam mai mult în cafea decât acum. Mm-hmm. Acum pur și simplu nu am timpul necesar pentru cafea, fiindcă cred că preferatele mele tehnice au rămas acrilul și string art-ul. Dacă aș avea acum timp liber, cred că aș mai face un string art mult mai mare și mai masiv. Am încercat să întrebăm oamenii care au urmărit evenimentul ce le place mai tare, string art-ul sau pictura, și eu zis și una și alta. E destul de greu să alegi între aceste două stiluri. Pentru tine este mai solicitant string art-ul, să faci mai greu o lucrare de string art? Da, durează mai mult. Se lucrează la una, iată, de exemplu, de mărimea aceleia pe care o avem în spate. Asta cam o săptămână și doar la ea.
pe când acrilul poți să lucrezi la câteva lucrări odată sau poți să te dedici cumva mai rapid să faci o lucrare. Noi putem spune că aceste două lucrări sunt disponibile? Da, aceste două unicele lucrări disponibile. Cine și le dorește poate să te contacteze sau poți să ne zici chiar acum care ar fi prețul lor? Da, poți să mă contacteze sau putem să le lăsăm aici la Muldeco. Ar fi fain pentru că eu de multe ori îți zic, hai adă-ne o lucrare, adă-ne o lucrare, avem un perete pentru tine, tu zici că nu ai nimic disponibil. Eu lucrare pentru Muldeco. Încă o pregătesc. Ok. Da, dacă este să vorbim despre prețuri, pentru că lumea este totuși curioasă, care sunt prețurile tale? Păi depinde de mărimea lucrării, de lucrare, de idee, de persoană care cumva, nu știu, rudă, prieten, și așa mai departe. Hai să zicem un diapazon între... Nu, poate fi... Sau de la... De la 200 de euro în sus. Am înțeles. Poți să ne zici care a fost cea mai scumpă lucrare a ta? A pe care am vândut-o? 1200. Până când. Și cu asta s-a întâmplat peste hotare? Este o lucrare care a ajuns peste hotare? Da. Da. Deci, totuși, până la urmă, moldovenii nu sunt gata să dea bani destui sau suficient sau atât cât merită lucrările. Sunt diferiți oameni și sunt care sunt disponibili să dea așa bani. Sunt care cumva nu prețuiesc, nu o văd ca o valoare pictura și asta cred că trebuie să treacă un pic de timp sau cumva expozițiile despre care povestești, cumva lumea să iasă din cutiuța aceasta, din Moldova noastră și cumva să privească altfel lumea și atunci valorile se vor pune altfel. Am înțeles. Eu vreau să vă amintesc că noi continuăm să discutăm cu Nicoleta Vacaru. Și voi puteți să faceți un share, nu vă leneviți, ca să ne vadă cât mai multă lume, să afle cât mai multă lume despre această tânără artistă. Eu sunt, în general, foarte, foarte entuziasmat atunci când dau de oameni tineri care știu să-și facă meserie și care știu să se afirme. Ori tu, pentru mine, ești un model de femeie care reușește să se afirme, să-și facă treaba și să-și exprime atât de... emoționant stările și de foarte multe ori probabil că ai mai auzit ideea asta. Mie mi se pare atunci când văd portretele tale că tu faci autoportrete, de fapt. Asta se primește involuntar și eu nu planific nici cum să-mi transmit caracterul în pictură, dar asta e. Care a fost cea mai prestigioasă sală în care au nimerit lucrările tale? Păi, eu cred că a galeriilor, nu știu, prestigioasă. Recent am văzut un anunț că undeva într-o galerie din Veneția au fost expuse două din lucrările tale. Este o galerie cumva cunoscută sau o galerie... Sincer să fiu, eu nu știu cât de cunoscută este, fiindcă m-a contactat, eu am acceptat să mă expun acolo, însă am văzut că critici de artă, de studii, nu știu... S-au exprimat, da, referitor la galeria dată, dar eu nu am studiat cumva, fiindcă real acum nu am acel timp ca să studiez toate amănuntele referitor la galerii și la... Am înțeles. Tu ai fost, din câte am urmărit eu, cu lucrările și în Milano, da? Este tot o galerie? Nu care e galerie, sunt într-un restaurant, însă acolo le transmit cu drag lucrările. Am înțeles. Și cu Mihu, anul trecut ai avut o expoziție la Barcelona? 2015. Doi ani în urmă. A fost o expoziție cu succes, cu siguranță. Era pentru moldovenii de acolo sau era... Da, diaspora de acolo a organizat-o, aceea a fost o chestie interesantă pentru mine personal. A fost o aventură, fiindcă după aceea noi am călătorit toată Europa. Am rămas cu amintiri plăcute. Dincolo de lucrări ați avut și o escapadă. Da. Tu ești printre puținii pictori care au avut o expoziție la
în holul guvernului din Republica Moldova. Cum s-a întâmplat că ai fost selectată pentru această expoziție și ce ți-a dat ție? A fost pentru tine un prestigiu? A fost pentru tine ce fel de experiență? Sunt curioasă. Păi, a fost o experiență plăcută, însă vreau să menționez că la expoziția Wine Coffee Time am făcut cunoștință atunci cu Monica Băbuc și mi-ai plăcut lucrările mele, după care a urmat o discuție referitor la această expoziție, la care eu am spus, da, are sens, facem mai departe expoziții. Da, din una în altă. Să încercăm să promovăm cumva tinerii artiști și lucrările lor. Nu mai știu ce vroiam să te întreb, că eu mi-am făcut și un scenariu aici, să nu cresc eu, venit nepregătită. Zi-mi, te rog, tu de multe ori publicai lucrările în interioare și eu de fiecare dată mă întrebam, este asta Photoshop sau este un interior real în care tu îți expui lucrările și ele arată cumva foarte organic? Și... Unele sunt în interioare reale, adică deja vândute lucrările. Uh-huh. Deci interioarele comandatarilor tăi, cumpărătorilor tăi. Da, picturile în interiorul caselor lor. Pentru că mie mi s-a părut un truc foarte, foarte bun de marketing să-ți expui lucrarea în interior, să o arăți cumva cum arată ea acasă, la tine, pe perete și în modul ăsta oamenii să-și închipui mult mai ușor. Da, unele din ele sunt într-adevăr în Photoshop, fiindcă deseori când te uiți la o lucrare, tu nu percepi dimensiunea lucrării și cum într-adevăr ar arăta asta. Și am încercat să ușurez cumva lucrul acesta și să creez o vizualizare. Am înțeles, foarte, foarte bună idee, de altfel și pentru alți pictori, pentru că n-am mai văzut genul ăsta de promovare care ajunge exact acolo unde trebuie. Zi-mi, te rog frumos, care este visul tău cel mai mare? Unde vrei tu să ajungi mai departe? Eu sunt acum atât de fericită. Tu nu te gândești atât de departe, tu trăiești. Nu, mă gândesc, însă visul meu este să călătoresc peste tot, să mă expun în galerii prestigioase, adică visul este foarte larg, nu știu cum. Dar este ceva foarte direct legat de pictură și tu nu te vezi în altă ipostază decât să pictezi și să-ți exprimi mai departe talentul și emoțiile. Fac ce cine are grijă de... Bine, cine te ajută cu copilașii? Păi până acum m-a ajutat soacra mea, care este cea mai bună soacră, și o prietenă. Însă oricum, cât Ilinca nu doarme, eu puțin nici fac. Doar atât cât ea doarme, doar atât timp eu lucrez. Foarte fain să ai copii din ăștia liniștiți și eu am avut vreo câțiva liniștiți din ăștia cu care puteam să lucrez. E tu ai un atelier foarte fain. Tu primești acolo cumpărătorii sau el este doar pentru propria ta plăcere? Pentru că văd din poze că este foarte bine aranjat. De obicei în atelierile pictorilor totul este așa un amalgam, un haos, un fel de roboce abstanovcă, la tine totul este foarte, foarte bine aranjat. Eu asta arăt ține... doar când este curat. Este murdar, eu nu l-arăt. Dar tu ai un ochi foarte, foarte fin în a vedea lucrurile aranjate estetic, foarte, foarte bine. Îmi place exact ceea ce postezi tu. Te cheamă cumva și te promovează pe tine ca o persoană foarte bine organizată, foarte bine. Mulțumesc! Vă invit să vedeți cum e ce. Cu siguranță, eu vin cu mare drag. Deci, aceste două lucrări am venit la Moldeco, le lași nouă pentru următoarea perioadă. Dacă cineva le dorește, poate să vină la noi. Noi, nu știu, îi urăm Nicoletei să aibă mai departe multă inspirație, să-și continue visele, să ajungă să-și creeze visele sale cât mai mari și cât mai frumos realizate, să-ți crească copiii sănătoși. Mulțumesc. Și îți mulțumim pentru că ai fost de acord să fii cu noi în această seară. Cu mare drag! Mult, mult succes! Mulțumesc!
Noi cam asta am vrut să vă spunem astăzi. Nu uitați, puteți să faceți share la acest video și pentru că noi o să-l publicăm. Vă mulțumim încă o dată că ați fost cu noi și vă rugăm să ne spuneți voi ce ați vrea să discutăm mai departe în live-urile noastre, poate pe cine ați vrea să chemăm în ospeție, poate ce anume v-ar interesa din activitatea noastră. Noi suntem mereu foarte deschiși și vreau să vă mai amintesc încă ceva. Prietenul nostru, Vasile Botnaru, zilele astea a lansat o licitație cu două din lucrările sale care merg pentru campania Rostul Postului, o campanie a CCF Moldova. Sunt două lucrări absolut frumoase, nemaipomenite, în format destul de mare față de alte lucrări ale domnului Vasile Botnaru. Puteți să-l urmăriți pe profilul dumnealui și acolo se licitează online. Eu sper că cineva din cei care ne văd o să pună ochii pe vreo lucrare. Au fost înrămate în atelierul nostru, domnul Vasile a făcut și un live din atelier chiar în procesul de înrămare. Așa că pentru noi este o mare plăcere să promovăm acest lucru, mai ales cu CCF Moldova am colaborat de multe ori și este de fiecare dată o plăcere să știm că putem să contribuim la cauza lor frumoasă. Mulțumesc, asta a fost tot ce am vrut să vă spun. Ciao!